Salutare la toți! Azi vom face un mini box opening din chesturile acelea care sunt de la shop gratis, pentru că China a făcut un an de când este Brawl Stars în ea. Și vă nu uitați să dați un like și să vă abonați, iar noi să începem să deschidem chesturile. Primul vom deschide pimpecul și dar pe șele ne va da. Ce ne dă? Bun. Acum punctele le vom... Haideți să luăm pe Daryl, să nu cumva să ne pice din mega boxuri sau big boxuri. Peste 5 zile se termină acestea, deci luați-le numai decât. Ok. Haideți să luăm și bănuții și deschidem primul big box. Nimic. Haideți să deschidem și acesta. Pică ceva. Ce pică? El primo, e bun. Ok. Deci înapoi la shop. Asta este un alt cont. Și 2 megaboxe gratis. 4? 9 pică. Acum, dacă pică 4, iesa în loc. Mamă, ce tot în double. Și megabox. În sfârșit ne pică ceva. Și el primo. Shelly, Daryl și Barley. Mie bun, n-am ce zice. Ok. Și haideți să luăm punctele acestea pentru Barley, că nu are niciun punct. Ok. Cam asta a fost box opening-ul. Și haideți să dăm și un match cu Shelly, pentru că tot avem pinuri multe. Luăm și bănuții. 3 ani lucruri am avut. Bine. Daryl. Ok, haideți să dăm aici. Shelly, da, să-i dăm upgrade-uri. Am făcut-o de power pad, nu la gem. A, da, oricum avem doar gem grab-uri să jucăm. Așa că, da. Like mă cheamă. Apropo, dați like. Și dați 5 like-uri, vă mai face tot. De clipul de acestea cu box opening-uri. Dați-vă câte... A, n-am pus toate pinurile. Eu cred că când tu îți cumperi pinurile, cred că ți le pune așa, singur. Nu trebuie să le pun tu. De ce nu pun spățele astea? Mamă, m-a luat. Dar, oricum, echipa noastră câștigă, pentru că sunt pro. Bine, nu chiar pro. Sunt alții mai pro. Ca în... Comentarii, dacă aveți un brawler rang 25. Eu m-am venit la rang 25. Și, nu, la început când deja faci rang 23 este greu, dar după... Nu faci lege, rang 25, dar trebuie să te concentrezi și să nu te ești. Nu vreau să te trebuie așa. E tine, știi ce mai bun brawler, că am făcut pe rang 25. Și așa e repede match-ul. Pe contul mare durează mult. Na, am mai făcut și un brawl box, nimic. Și cam atât a fost și cu asta. Acum, cam atât a fost cu acest videoclip, vă nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut, iar cu voi ne revedem în videoclipul următor. Pa, pa!